DNA informează că a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID-19 de la declanșarea pandemiei până în prezent. Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă, respectiv abuz în serviciu, cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat, transmite DNA. Noi am avut cea mai frumoasă țară și cea mai bogată. Dar ăștia, ai văzut, se droghează în Parlament. Vă spune, ăia mai judecă-i câțu și așa, mai judecă-i când se droghează, bea, fumează, ce treabă abia acolo, nici nu mai știu. Pe drogați băgăm în Parlament acolo un ministru să ne conducă pe noi. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual, care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs sau dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală, adaugă sursa citată. Hoție de la nivel înalt, asta e. De acum 60 de ani, un profesor de economie politică ne spunea așa: cu poporul n-au ținut decât partidele democrate, ale liberale, dacă am văzut un om căzut jos și nu se poate ridica de foame, nu-i dau o coajă de pâine ca să poată prinde putere să se ridice, ci dau un picior să-l omoare. Ăștia sunt liberali. Dacă nu le lua, era și mai al naiba, mai mare cărcota. Așa l-a luat, așa a fost înțelegerea cu Uniunea Europeană, că deocamdată nu suntem singuri jucători din zonă, că avem numai prieteni. Sud, nord, unde vreți să vă uitați, că numai prieteni avem de jur împrejur. De ajutat nu o să te ajute nimeni. Procurorii vor să vadă dacă au fost cheltuiți justificat banii publici pe vaccinurile folosite în pandemie, au explicat sursele judiciare.